Haideți să trecem la câteva știri importante. O știre ar fi aceasta: Coinbase, da, al doilea cel mai mare exchange din lume, exchange centralizat, practic a început furnizarea de servicii de tranzacționare cripto și în India. Da, asta e o știre destul de bullish, pentru că India, țară cu o populație de peste 1 miliard de persoane, acum nu mai știu exact cât, dar 1 miliard și 300 de milioane sau ceva de genul, nu mai știu exact, peste 1 miliard oricum. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că vom vedea o adopție mai crescută pe partea de cripto, da, datorită Coinbase, pentru că aceștia, desigur, vor începe și să facă publicitate, da, a propriului lor exchange și în India, și vom vedea o adopție care va fi în creștere. Pe lângă asta, se pare că până la sfârșitul acestui an, deci mai rămân încă câte luni? Încă 8 luni, aceștia vor angaja undeva la 1000 de oameni, da, pentru Coinbase India, da, partea filialele din India ale Coinbase. În India, la momentul actual, cel mai popular și cel mai utilizat exchange ar fi Wazir, pe care, dacă ne ducem pe exchanges și spot, o să-l găsim pe aici, locul 20, 30, ia să vedem. Locul, ia, unde e Wazir? Wazir. Ok, haideți că l-am găsit aici. Wazir, un volum destul de micuț pentru ultimele 24 de ore, un volum de tranzacționare de undeva la 32 de milioane de dolari, vizite undeva la 1,2 milioane de vizite săptămânale, deci undeva la 4 milioane pe lună. Au listate undeva la 232 de monede. Da, interesant. Aceasta ar fi platforma principală pe care indienii o folosesc pentru a tranzacționa cripto. Desigur, sunt și unii care folosesc Binance, FTX, Coinbase, mai ales acum, în ultima perioadă, dat fiind faptul că cei de la Coinbase își vor începe să furnizeze servicii de tranzacționare cripto și în India. Încă o știre interesantă, iar aici trebuie să stăm atenți, da? Avem, de exemplu, l-avem pe miliardarul mexican Ricardo Salinas, care a declarat practic la conferința din Miami din 2022, care s-a ținut acum câteva zile, practic a declarat că portofoliul lui este constituit practic cam 60% din Bitcoin, da? Ricardo Salinas, cu avere de undeva la 13 miliarde de dolari, deci undeva la 7, poate 8 miliarde de dolari, îi are în Bitcoin, da? Și în diferite asset-uri care sunt legate de Bitcoin. De ce e important acest lucru? Pentru că pe lângă acest miliardar, da, mai avem și alți miliardari în cripto. Pe lângă cei pe care deja îi știm și care au exchange-uri gen SsangPeng Zhao, Sam Bankman-Fried, Brian Armstrong, Gary Wang, frații Cameron și Tyler, cei care au exchange-ul Gemini, și așa mai departe, sunt destui de mulți. Mai avem și pe miliardarii gen Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Tim Cook, Bill Gates, Eric Schmidt, da? În principal, cel mai interesant ar fi Elon Musk, pentru că este foarte implicat în această piață și, din câte știm, este implicat pentru că, desigur, are interese proprii. Compania sa Tesla deține o grămadă de Bitcoin, nu mai știu exact acum cât, o să vedem, ia să vedem. Undeva la 43.000 de Bitcoin deține asta, dacă aș face un mic calcul, ia să vedem, 43.200 ori 42.000 câte acum un Bitcoin, undeva la 2 miliarde, 1,8 miliarde de dolari, da?
Totuși trebuie ținut cont că acești bitcoini sunt cei declarați public de către compania Tesla. Acum Elon Musk, desigur, ar mai putea deține pe persoană fizică, da, bitcoin într-un wallet sau în mai multe wallet-uri și așa mai departe, sau pe numele altor persoane. Ar mai fi de ținut cont că Elon Musk speculează foarte mult, da, și încearcă să influențeze și să manipuleze piața într-un mod foarte jegos. Dacă vă uitați pe pagina lui, pe contul lui de Twitter, o să vedeți acolo ce și cum, la ce a dat tweet și ce a scris în ultimii 2 ani, cam așa. Mai e de luat în considerare și faptul că, din câte am văzut, are o avere estimată undeva la 280 de miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai bogat om de pe planetă, cel puțin în mod oficial. Poate ori mai fi și alții care au mai mult, dar na, nu sunt dezvăluite datele. Dar în cazul lui Elon Musk, 282 de miliarde, atenție, miliarde de dolari. Ca să ne facem o idee, stați un pic să mă duc pe aici, CoinMarketCap. MarketCap, așa. În cazul Bitcoin, capitalizarea de piață este de undeva la 87 miliarde de dolari la momentul actual, ceea ce înseamnă că mai mult de o treime, că valoarea, averea lui Elon Musk este mai mult de o treime din capitalizarea de piață a criptomonedei Bitcoin. Așadar, când mai vedeți diferite pump-uri pe diferite criptomonede, pe diferite token-uri, gen cum am avut pe Zilliqa, cum am avut pe GMT, se numea parcă? Ia să vedem, GMT și așa mai departe, trebuie să stați foarte atenți, pentru că personaje de acest gen posibil să fie în spatele acelor pump-uri, da? Dat fiind că au miliarde și miliarde la dispoziție, pot influența piața cum doresc, da? Desigur, criptomonede precum Bitcoin, precum ETH, da, precum BNB sunt mai greu de influențat, pentru că, din câte putem vedea, au o capitalizare de piață destul de mare, cel puțin Bitcoin și ETH, capitalizări exagerate, da? Oricum, averea, această avere de 280 ceva de miliarde de dolari a lui Elon Musk nu i-are în cash, dar nu i-are numerar, nu i-are lichizi, are această avere pentru că deține foarte multe acțiuni la compania sa Tesla, da? Companie listată în mod public la bursă. Ok. Pe lângă acesta mai avem și pe Mark Zuckerberg, care nu a declarat exact ce și cum deține, da, pe partea de cripto, dar care știm că încearcă să-și creeze propriul metavers, atenție, centralizat, da? Deci acolo poate cenzura ce dori și să facă ce dorește și așa mai departe. Recent a dezvăluit și faptul că acel metavers va avea o criptomonedă proprie. Se va numi Zuckbucks, da? Și va putea fi utilizată chiar și pentru a plăti diferite lucruri pe Instagram și Facebook, probabil gen publicitate, da? Pentru că cam asta poți plăti pe Instagram și pe Facebook. Da. Deci advertoriale, publicitate. Interesant. Așadar, aveți grijă în ce investiți, pentru că sunt persoane foarte influente și cu capital foarte mare care pot manipula piața în orice secundă, da? Bun, așa, ce avem mai departe? Honduran Special Economic Zone. Bun, avem pentru Honduras adoptarea Bitcoin ca și legal tender, adică monedă oficială, dar atenție, nu este pentru toată țara, este doar pentru o zonă economică specială care se numește Honduras Prospera, da? Asta e o zonă economică specială stabilită, declarată și așa mai departe prin 2020,
O zonă economică care încearcă să adopte și să dezvolte oarecum țara, da? Să testeze diferite planuri economice, să spunem așa, da? Și au băgat ca și monedă, au legalizat, să spunem așa, Bitcoin și l-au făcut monedă oficială în acea zonă. Este de fapt un oraș, din câte am văzut, da? Honduras Prospera este un oraș stat oarecum, pentru care să spunem așa, legi proprii, taxe proprii și așa mai departe, da? Gen cum ar fi Vaticanul în Italia. Un stat în stat, gen, doar că acel stat este practic un oraș. Bun. Deci, și această știre, foarte bullish. Mergem mai departe. Avem aici entitățile de reglementare din Regatul Unit. Limitează înregistrarea diferitor companii, proiecte și așa mai departe care vor să folosească sau să permită plata prin cripto la doar 5, da, la 5 de astfel de companii. Printre acestea se numără CEX.io, Cooper Technologies, Global Block, Revolut și Moneybrain. Din toate astea, în România, cea mai populară, da, și despre care știm mai toți, este Revolut, da, prin Revolut, dar nu aș recomanda nimănui să folosească Revolut pentru a cumpăra cripto, pentru a face, în general, trading pe Revolut și așa mai departe, pentru că au niște comisioane exagerat de mari. Dacă vreți, folosiți niște, mai ales dacă sunteți la început, folosiți niște CEX-uri, da, niște exchange-uri centralizate, precum Binance, FTX, Coinbase, nu vă recomand. Vă recomand, dacă vreți neapărat Coinbase, să încercați Coinbase Pro, da, pentru că Coinbase, versiunea normală, și acolo sunt niște comisioane foarte mari. Kraken, KuCoin sunt ok, Gate.io eu nu-mi place pentru că listează tot felul de shitcoin-uri, da, tot felul de token-uri care au potențial extraordinar de mare de a deveni scamuri sau chiar și token-uri care sunt deja scamuri, da, și sunt acolo listate, da, pentru că, na, le dai acolo 20.000, 30.000, 50.000 de dolari, ei îți listează token-ul și cam mai e toată treaba. În schimb, pentru a lista un token sau criptomonedă pe Binance sau pe Coinbase, regulile sunt altele și e totul mult mai strict. Nu este imposibil să ajungi și pe aceste exchange-uri cu o criptomonedă, cu un token care are potențial de a deveni scam, da? De a deveni, de a se transforma într-o înșelătorie și așa mai departe. Deci nu este imposibil, dar este mult mai greu față de exemplu, Gate.io, care din câte putem vedea aici, dacă ne ducem la Coins și vedem aici exact câte monede au listate pe platforma lor, peste 1000, da, 1378. Deci au listat o grămadă de shitcoinuri. Așadar, stați atenți la platforma de tranzacționare cripto pe care o folosiți. Mergeți la sigur cu Binance, în general cu FTX și Coinbase. Puteți să folosiți și altele, gen cu Coin, Kraken sau chiar Crypto.com, și Crypto.com este ok, dar devine din ce în ce mai popular. Totuși, pentru începător, nu știu dacă e chiar ok Crypto.com, pentru că am văzut că sunt foarte stricți pe partea de securitate, o grămadă de coduri pe care trebuie să le bagi, o grămadă de aplicații de instalat și așa mai departe pentru a verifica. Deci, este sigură ca și aplicație, dar nu este neapărat foarte prietenoasă cu începătorii, da? Cea mai prietenoasă, zic eu, și cea mai sigură este Binance la momentul actual. Au și niște comisioane destul de micuțe, da. Deci cam atât. Trecem mai departe la ultima știre. Cred că m-am lungit, să vedem cât. Oh, deja 24 de minute. Bun. Deci, avem aici niște sancțiuni adiționale pentru Rusia, de fapt în general pentru oligarhi ar fi asta în general. Practic, cei din Rusia, persoanele fizice din Rusia, nu vor mai putea efectua plăți către wallet-uri cripto, deci către portofele cripto din Uniunea Europeană, da?
nu vor mai putea, maximul va fi de 10.000 de euro, adică undeva la 10.900 de dolari din câte putem vedea aici. Totuși, din câte știu piața cripto și în general ce se poate face și cum poți tranzacționa cripto pentru a evita sancțiuni de genul, este, nu știu, este o sancțiune oarecum inutilă, o sancțiune introdusă doar ca să mai tragă acolo o sancțiune adițională, pentru că oricum cine dorește și are informații, sau dacă nu are informații, are bani să plătească pe cineva care are informații, se pot face transferuri din orice țară, în orice țară și așa mai departe prin wallet-uri de cripto. Nu contează că este în Uniunea Europeană, nu contează că este, mai ales dacă vorbim de portofele, wallet-uri hostate personal, gen wallet-uri de tip Electrum, care sunt wallet, e un wallet pentru aplicații care generează wallet, portofel pentru Bitcoin. Sau chiar și pe DEX-uri. Pe DEX-uri nu are cine să te verifice și nu au cum să impună această sancțiune, dar această limitare de doar 10.000. Acum, partea asta probabil va fi aplicabilă pe partea de CEX-uri, da? De exchange-uri centralizate, gen Binance, FTX, Coinbase, Kraken și așa mai departe. Dar pe DEX-uri, da, dacă ne ducem aici la DEX, gen DIDX, Uniswap, PancakeSwap, Astroport, Kind Protocol, MM Finance, Honeyswap, Uniswap, Bisop, Trader Joe și așa mai departe, nu se aplică aceste reguli. Este imposibil de aplicat așa ceva. Da? Pentru că, na, mă rog, sunt mai multe motive și dacă aș sta să enumăr toți factorii, toate variabilele, probabil că aș face acest video de 50 de minute, deja suntem la 27 și știu că majoritatea nu vă uitați la mai mult de 10-15 minute în general. Dacă are un video, nu știu, 50 de minute sau așa, vă uitați la 5 minute, 10 minute, 15 minute, iar apoi îl întrerupeți, ori pentru că aveți treabă, ori pentru că vă plictisiți sau ceva de genul. Deci, cam atât am avut de zis pentru ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost util. La revedere!